3 milioane de seniori vor primi pensii mai mari luna viitoare după recalculare, în medie 500 de lei în plus. Jumătate dintre dosare au fost analizate, iar deciziile vor fi expediate peste câteva zile. Autoritățile avertizează însă, documentele pot conține erori. Pensionarii vor primi deciziile de recalculare de joia viitoare. Oficialii îi sfătuiesc să citească atent documentul. În prima parte a deciziei avem datele personale ale pensionarului, care pot fi verificate cu ușurință de orice persoană. Puțin mai jos avem suma punctajelor anuale realizate de pensionar. La litera A avem total stagiu de cotizare realizat. La litera B avem stagiu de cotizare contributiv, pentru care se acordă numărul punctelor de stabilitate. Dacă observă greșeli, pensionarii pot contesta în instanță decizia de recalculare în termen de 45 de zile. Sfatul meu pentru orice pensionar care se consideră nedreptățit, înainte să facă acest pas, adică de a acționa în instanță, este să meargă la o casă de pensii, unde specialiștii din casele de pensii vor analiza în temei din această decizie. În cazul unei erori, o nouă decizie va fi trimisă peste câteva zile, apoi vor veni și banii. Poștașii vor distribui pensiile mărite între 1 și 15 septembrie. Pe card vor fi plătite începând cu data de 12 septembrie. În toamnă va începe și a doua recalculare a pensiilor, care va adăuga la venitul seniorilor sporurile, primele, orele suplimentare, premiile, dar și al 13-lea salariu. Începutul anului viitor va veni cu încă o majorare de cel puțin 10%. Unii pensionari sunt încrezători, așteaptă creșteri consistente. Am încredere că s-ar putea rezolva, având în vedere că am lucrat în cadrul Petrochimiei Pitești, am an de muncă, 36. Mă aștept doar la sănătate. Sunt așa un praf în ochi pentru alegeri. Cei care au cotizat la stat peste 40 de ani se vor bucura de creșteri semnificative. Recalcularea costă guvernul 2 miliarde și jumătate de lei în plus pe lună, dar ministrul finanțelor promite că nu vor fi probleme cu plata pensiilor. Avem banii prevăzuți în bugetul asigurărilor sociale. Am fost atenți ca aceste resurse pentru un număr de peste 3 milioane de pensionari să fie asigurate și să se poată bucura de această recalculare. Peste un milion de vârstnici vor primi decizii de recalculare cu un venit mai mic, însă nu trebuie să-și facă griji. Pensia va rămâne la același nivel. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.